Pe data de 10 martie 2014, în jurul orei 11, Inspectoratul de Poliție Basarabeasca a fost alertat de un locuitor al satului Abaclie, raionul Basarabeasca, care a anunțat organele de drept despre faptul că a depistat în casa vecinului său cadavrele a doi bărbați. Unul dintre aceștia a fost identificat, este vorba despre proprietarul casei. Conform primilor informații oferite de anchetatori, în procesul examinării și cercetării la fața locului, s-a constatat că nu există semne de moarte violente. Preventiv, cauza decesului este intoxicația. Sursa intoxicării, iarăși preventiv pot spune, poate fi cazanul de încălzire. Suplimentarul să stabilească concret expertiza care va da apreciere la cauza decesului locuitorilor satului Abaclie, Bordei Mihail Constantin și Gorodetskii Sergei Vladimir. Consătenii nu ne-au oferit prea multe detalii, motivând că sunt doar informații din auzite. Erau oameni la locul lor, ca cum și-a spune, da? S-a întâmplat, ca nu știm. Și iubesc de la gaz, da? Cine știe? Dreptor, nu? Vorbește lumea în tot fel de acum. Nu znali abuie. Îi cunoaștem pe ambii, erau consătenii noștri. Îmi pare rău de cele întâmplate, au fost oameni buni. Conform datelor oferite de Inspectoratul de Poliție Basarabeasca, de la începutul acestui an, în raionul Basarabeasca, nu au avut loc cazuri asemănătoare. Acesta este primul caz de intoxicare, în urma cărui a survenit decesul.